biciclete electrice pentru turiștii care vor merge în regiunile montane din România și Bulgaria. În cadrul unui proiect transfrontalier aplicat în cele două țări vecine au fost achiziționate vehicule pe două roți care vor ajuta și la dezvoltarea turismului. Beneficiarii proiectului au reușit să promoveze frumusețile Mehedințiului cu ajutorul bicicletelor electrice. Aventură comună pe cărările montane. Acesta este numele proiectului transfrontalier România-Bulgaria, prin care sunt puse în valoare zonele de munte din județul nostru care merită descoperite și explorate. Pe bicicletele electrice care au fost achiziționate cu ajutorul proiectului, turiștii vor face trasee din districtele Vidin și Montana din Bulgaria, dar și din România, județul Mehedinți. Proiectul a ajuns acum la final și se bucură de un real succes. În urma acestui frumos proiect și în care oamenii s-au întâlnit, iubitorii de munte și de ciclism s-au întâlnit în 12 evenimente comune, tururi în județul Mehedinți, districtele Vidin și Montana, s-au creat prietenii, s-au creat relații între operatori, s-a realizat un film care prezintă toată aventura noastră în cele trei județe și districte. Proiectul propune o abordare integrată a acestui nou produs turistic. Practic, pe biciclete electrice ne propunem nu doar să avem plimbări pe cărări de munte, ci să împletim plimbarea pe cărări de munte cu vizitarea principalelor obiective turistice. Pornim de aici, din minunatul Mehedinți, de la Podul lui Dumnezeu, din zona Ponoarele. Mergem la Izverna, vedem acolo moară pe apă, sunt diverse lăcașe de cul din zonă, lacuri. Continuăm apoi în Vidin. La eveniment au fost și beneficiarii proiectului, care au reușit să promoveze frumusețile Mehedințiului cu ajutorul bicicletelor electrice. Noi suntem beneficiarii a 5 biciclete electrice. Sunt foarte binevenite la pensiunea noastră. Turiștii sunt foarte încântați. Cu ele, bicicletele au autonomie de 3 ore. Se pot plimba până de la noi la pensiune până în cazanele Dunării, vizitează cu ele chipul lui Degebal, cât și împrejurimile din jur. Sunt foarte utile pentru noi. Am primit 5 biciclete. Am avut un pic, pentru că le-am primit exact la sfârșitul sezonului, dar am făcut o figură frumoasă la sfârșitul sezonului cu bicicletele și acum de-abia așteptăm să vină sezonul, să punem turiștii să se plimbe cu bicicletele prin frumoasele locuri ale cazanelor Dunării, mai ales la Zvinița și la limita dintre județe, unde turismul încă nu este suficient dezvoltat. De aceleași facilități au beneficiat și turiștii din Montana și Vidin, două regiuni din Bulgaria foarte spectaculoase, apreciate și tot mai vizitate de iubitorii de natură, călătorie și aventură în ultima perioadă.